Avem un proiect împreună cu doamna Ioniță Gabriela. Suntem de 2 ani în acest proiect cu doamna. Doamna a mai fost la noi și cu centrul turc din București. Iar având în vedere că elevii au fost privați de aceste activități extracurriculare, ne-am gândit să le desfășurăm măcar pe perioada verii. Și atunci ne-am gândit că este bine să desfășurăm școala de vară. Sunt foarte mulți copii implicați, noi nu am vrut să limităm un anumit număr și atunci am zis care vrea să participe. Și aici ce vedeți sunt cei din ciclul preșcolar și primar, sunt undeva la 70 și ceva de copii, aproape 80. De săptămâna viitoare continuăm proiectul cu elevii de la ciclul gimnazial. Cam la fel și acolo avem undeva peste 60 de copii implicați. Cum au reacționat? Adică au fost bucuroși, au dorit, mulți voluntari? Vreau să vă zic că au fost foarte încântați de activitate. Noi am desfășurat-o acum 2 ani. Anul trecut ne-am oprit din cauza pandemiei. Și când au auzit că desfășurăm din nou școala de vară, tocmai de aceea n-am impus un anumit număr, pentru că ei deja, da, vreau și eu, vreau și eu. Și atunci am zis cine vrea să participe. Și după cum vedeți, sunt foarte mulți copii. Sala este aproape plină. Așteptați și la, nu știu, organizarea unor evenimente locale? Adică acum a venit o persoană cum e din afară, a venit tocmai de la București pentru asemenea eveniment. Copiii au arătat cumva disponibilitate de a organiza propriile evenimente? Da, să știți că da, dar noi desfășurăm în mare parte, chiar acum demarăm un alt proiect cu o fundație din Roman, cu domnul Costică Matei Creangă. Aici ține de înființarea unui ansamblu la nivelul comunei, chiar nu putem spune doar elevi, pentru că ne-am spus dacă sunt doritori și din foștii elevi, noi primim cu drag și ne gândim la mult mai multe activități. Deci există deschidere. Există deschidere, avem și sprijinul Consiliului Local, după cum ați putut vedea, domnul viceprimar este alături de noi și avem deschidere spre orice tip de activitate care să vină în sprijinul elevilor noștri. Ca și acum 2 ani se întâmplă lucruri extraordinar de interesante, spun eu. Așa, de fapt, este părerea copiilor și a doamnei directoare. Acum 2 ani, cred că m-am gândit eu să vin acasă să fac să derulez un proiect pentru copii. Și cred că nu numai pentru ei, cred că și cadrele didactice sunt foarte interesate de ce am făcut eu și colega mea astăzi aici. Cred că îndrăsneala de a părăsi orașele mari și de a încerca să derulăm proiecte și în comune, în sate, pentru că am impresia că nevoile sunt un pic mai mari. Cred că nevoia mea de a mă întoarce acasă și cred că nevoia lor de a intra în contact cu altceva decât cu ce sunt ei obișnuiți. Ne-am propus în timp de 5 zile să lucrăm cu ei pe teatru, pentru că eu și colega mea suntem actrițe, lucrăm pe teatru, să-i apropiem într-un fel de această meserie numită actorie și să facem obiecte de artă decorativă pe care ei să le pună în vitrină, să-și le aducă aminte cu drag, uite ce am făcut eu când eram mititel. Gabriela Ioniță este implicată într-un milion de proiecte de genul ăsta. Aici, pe lângă teatru, copiii au făcut și alt tip de artă, dacă am văzut bine în interior. Dacă poți dezvolta puțin ce or să vadă cei de acasă? Sigur că da. Cei de acasă cred că o să vadă foarte multe culoare, pentru că am încercat, proiectul se numește Picături de apă în suflet. Am încercat să aduc foarte multe culoare pe sticlă, culoare pe lemn, culoare pe tricouri. Eu sunt reprezint Centrul Cultural Turc din București și tehnica ebru este o tehnică adusă din Turcia. I-am învățat să picteze pe o soluție specială numită chitră în limba turcă. Am pictat tricoașe care, spre surprinderea mea, sunt pe ei astăzi. Dar nu veniți, măi, să le punem la expoziție. Dar de unde? Au venit cu ele îmbrăcate. Ce piese de, sau în fine, ce, ca suport, prezentare teatrală, ce anume pregătit? Am încercat să apropiem copiii de Mircea Sântimbreanu, un scriitor un pic mai de generația mea. Mi-am trăit copilăria cu el, am încercat să aducem din Recreația Mare pe scenă, chiar pe mine m-a surprins foarte mult că au primit textul la altă ieri și astăzi au venit cu el învățat. Cei miculuți, cum le spun eu, au o piesă de teatru ce are în ea încorporat teatru de umbre, teatru de păpuși, la final terminăm cu o surbă de acasă, moldovinească. Și cred că prin ce am făcut noi cu ei anul acesta, acum 2 ani am derulat un pic altfel proiectul, cred că le-am adus
și denumirea proiectului Picături de apă în suflet. Anul viitor, alt proiect? Bineînțeles, păi nu pot așa, simt normal, normal. Alte picături? Alte picături, da, sper să noi inundăm comuna, da, alte picături de artă în suflet. Noi am mai venit acum 2 ani, când ni se permitea să venim și cu Centrul Cultural Turc, cred că de ziua Turciei sau de ziua Europei, nu mai rețin, am venit și am făcut câte ceva din cultura, să apropiem cultura turcă. I-am învățat un dans, un halai, am venit cu niște produse de patiserie turcești, cu un material despre Turcia și cum se simt copiii. Am învățat câteva cuvinte în limba turcă. Am încercat așa să-i apropii și de alte culturi. Doiemia Cusa. Și de ce ești tu aici? Ce se întâmplă? Agădirița de bară a venit eu aici, că gădirița trebuie să fie reparată și noi a pictat ticouri, le-a pus în apă, a ucat, apoi ne-a ieșit ticoul. Eu am făcut o pasăre roșie pe ticoul meu și ni l-a dus acasă să le arătăm. A făcut păpuc din ciorăpei și noi a iubit gădinița și mereu a tăut acasă să ne iubim. Și mereu a put bucurici că mergeam la gădiniță. Noi am avut mulți colegi, mulți prieteni, mereu a făcut jucării, mereu a făcut chestii frumoase a grădiniță și mereu ne-a jucat frumos. Adică înțeleg că ți-e place foarte mult la grădiniță. Da. Cât de mult? Poți să arăți cu mâinile cam cât de mult? Mult! 5! Bun! Foarte bine! E foarte bine! Mulțumesc că mi-ai răspuns! Hai să vorbim și cu tine! Cum te numești? Mă numesc Bofi David Vasilic. Așa, și ce faci tu azi aici? Astăzi am recitat o poezie la școală. A durat mult până ai învățat-o? Nu. E o poezie lungă? De cât? Și n-a durat mult, ai învățat-o și ai zis-o bine? Da. Le-a plăcut colegilor tăi? Da, acum recitează și ei. Aha. Și cu cine te-ai pregătit tu? Cu cine ai învățat poezia? Eu singur am învățat-o. Singur? Tu ai ales-o singur sau ți-a zis? Nu, mi-a dat-o doamna. Aha. Și tu ai învățat-o și după aia... Am recitat-o. Vrei să te faci actor când o să fii mare? Da. Bravo. O idee foarte bună. Îți mulțumesc foarte mult că mi-ai răspuns. Cu plăcere. Matei. Matei. Salut. Ce faci tu aici? Eu învăț aici... Fac exerciții, mă simt bine aici. Dar astăzi, anume pentru această, pentru evenimentul ăsta, ce faci tu aici? Treciți? Dansezi? Cineva a făcut un spectacol și vreau să mă uit și am spus și eu niște poezii. Ai spus niște poezii? Uh-huh. Ai învățat tu niște poezii? Uh-huh. Da. Nu ți-a fost greu? Nu. A durat mult până să le înveți? Da. Dar măcar le-ai spus cum trebuie, da? Da. Dacă la anul se mai face așa ceva, mai vii? Mai spui poezii? Da. Foarte bine, mă bucur să aud. Atunci ne vedem la anul, da? Da. Astăzi se încheie școala de vară, prima săptămână, de fapt, din tabără, din școala de vară, cu copiii de la școala Ion Creangă, din comuna Ion Creangă, județul Neamț, și ne-am venit de la București să facem cu ei activități și să ne jucăm. Prima oară în zona asta. Pentru mine, da, este prima dată în județul Neamț. N-am mai fost până acum în Moldova, sper să revin. Până acum a plăcut sau nu a plăcut? Foarte frumos. Cum a fost, Diana? Că voi trebuie să spuneți. Mi-a plăcut foarte mult, a fost foarte multe activități. Ce ați învățat? Am învățat multe lucruri, am întâlnit persoane noi, ne-am făcut prieteni noi și am învățat multe. A fost cea mai frumoasă experiență. Ați făcut și teatru? Da. Ați învățat și poezii? Da. Și cântece? Da. Ați făcut și picturi pe tricouri? Da. Sculptură? Da. Ați lucrat cu lut? Cu... Cu lut, nu. Nu? Nu. Ar trebui pe viitor? Nu? Probabil că vor fi în taberele viitoare. Au făcut și jocuri, exerciții, au învățat lucruri. Noi am lucrat cu... Lucrăm puțin și cu emoționalul copilului, pentru că de aici, nu? Aici sunt... Aici este important. Văzând așa ca și organizatorul unui eveniment de genul ăsta, cum au reacționat copiii? Foarte bine, foarte bine. Din prima zi. A fost, da, au fost foarte deschiși, da. Într-adevăr, este diferență între copiii din provincie
față de cei de la București. Sunt diferiți, sunt toți minunați, dar sunt diferiți cei de la... Pentru că probabil au mai puține activități și au reacționat foarte bine. Adică își doreau și mai mult, și mai mult. Dar anul trecut n-ați avut nimic, nu? Pentru că a fost pandemie și ați făcut închiși în casă. Ați așteptat multă vreme, v-a fost dor de așa ceva. Da, am mai făcut și acum 2 ani și atunci a fost foarte frumos, dar acum parcă a fost altfel. A fost ceva de nouă generație. Ah! Da, a fost distractiv, am făcut foarte multe jocuri, am interacționat noi toți, am învățat să nu avem emoții. Nu știu, mie una mi-a plăcut. Pe viitor, te vezi cumva organizând un eveniment de genul ăsta chiar tu? Nu. Ce vrei să te faci? Ai bun să fii mare. Eu aș vrea, de meserie aș vrea să mă fac avocat. Avocat? Și acolo trebuie să vorbești, nu? Da. Deci da. E bună actoria pentru tine, da? Da? Ok. Da. Te ajută să n-ai emoții, să avem curaj, nu? Da. Deci rămâne să vedem anul următor cu mare ce drag. Se întâmplă aici, da? Sper să se întâmple lucruri la fel de frumoase, sper să fie ok, să putem veni în continuare în fiecare an. Mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc! La revedere! Mulțumesc. Bună ziua! Îmi pare bine să ne întâlnim cu toți aici la Școala Gimnazială Comuna Ion Creangă. Astăzi se încheie prima săptămână din proiectul Școala de Vară Picături de Artă în Suflet. Avem o colaborare cu Teatrul Magic din București, printre care sunt prezente printre noi doamna Gabriela Ioniță și doamna Carmen. O să le vadă telespectatorii noastre în imagini. Pe parcurs săptămânii acestea s-au întâlnit cu cei mici de la grădiniță și cu copiii de la primar. Urmează în săptămâna a doua să desfășoare activități și cu cei de la gimnaziu. Iar acest program vine ca o completare, așa să spunem noi, a educației generale, pentru că și arta face parte din, e componenta educației generale. Pe parcursul săptămânii au fost ateliere de pictură, tricouri, manualitate, există și o expoziție astăzi, având în vedere că se încheie. S-a pictat și pe scoarță și s-au făcut păpuși din cârpe, din deșeuri reciclabile. Iar în final se încheie cu un mini-spectacol la care sunt prezenți toți elevii care au participat. Aș vrea pe această cale să mulțumesc cadrul didactice care s-au implicat și au fost alături de doamnele actrițe venite de la Teatru Magic. Aș vrea să mulțumesc și Consiliul Local și domnului primar pentru că au susținut financiar această activitate și de asemenea aș vrea să mulțumesc părinților pentru că au încredere în activitățile desfășurate de școala noastră și răspund prezent alături de copii sau în drum, îi susțin și în aceste activități de vară. Îmi doresc din tot sufletul să mai avem asemenea activități și să formăm tinere caractere sau potențialul satului Ion Creangă să se remarce la adevărata valoare, pornind și la activitățile astea extracurriculare. Astăzi are loc un eveniment impropriu spus subvenționat de primăria Comunei Ion Creangă. Ajutăm evident cu ce putem, în limita posibilităților a fondurilor. Este un curs școala de vară de 2 săptămâni. Mai e o săptămână care urmează săptămâna viitoare și astăzi suntem prezenți aici să dăm curs desfășurării evenimentului care este în practică. Ați venit personal să vedeți cum se desfășoară? Evident, ca să vedem dacă într-adevăr banii care s-au alocat pentru acest eveniment, să desfășoară activitățile, să fie într-adevăr banii să fie justificați. Vă așteptați să fie un succes? Sperăm că da, e doar un început. Thank you.
să caute doi